Bine v-am găsit! Vă invit să vizionăm împreună tutorialul Inserarea unui Learning Apps sau WordWall în Journaly, Livresc sau Blogger. Mai întâi deschidem Journaly. Mergem la prezentările noastre și dăm click pe Edit. Cât timp ni se deschide prezentarea, mergem la prezentarea de pe WordWall, care dorim să o postăm în Journaly. Dăm click pe Share. Prezentarea noastră ni se încarcă și haideți să vedem acum cum adăugăm un Learning Apps și un WordWall în Journaly. Mai întâi apăsăm în partea stângă pe Insert. Avem Audio, Video și Others. Noi lăsăm la Others și vedem aici câteva aplicații suportate. Mergem acum la aplicația care dorim noi să o adăugăm și o deschidem. Deschidem linkul și avem incorporează cod embedded code iframe. Copiem și ne ducem la prezentarea noastră și dăm lipește linkul copiat, codul iframe. Și dăm click pe insert. Și după cum puteți vedea, Learning Apps-ul nostru este postat în prezentarea Journaly. Îl putem micșora, mări. Bine. Acum haideți să vedem cum adăugăm un WordWall. Ne ducem la WordWall. Dăm share. Embedded on your website și dăm copy. Și am copiat iframe-ul, ne ducem pe editor, din nou dăm paste sau Ctrl-V și dăm insert. Și a fost adăugat și WordWall-ul nostru în prezentare. Dacă dăm click pe ochi, vedem exact cum arată prezentarea noastră și cu WordWall și cu Learning Apps postat în ea. Haideți acum să vedem cum adăugăm un Learning Apps și un WordWall în Livresc. Dăm autor livresc.com Mergem la proiectele noastre. Deschidem secțiunea. Și avem în partea stângă conținut. Și tragem text în prezentarea noastră. Scriem aici Learning Apps. Și avem aici sursa. Apăsăm click pe ea. Mergem la Learning Apps-ul nostru. Și copiem din nou codul iframe. Ne ducem acum la Livresc și dăm paste sau Ctrl-V și dăm OK. Și după cum putem vedea, Learning Apps-ul a fost adăugat. Acum haideți să adăugăm și un WordWall
conținut, tragem text și scriem Word Wall. Apăsăm din nou pe sursă, mergem la Word Wall-ul care dorim să-l inserăm, dăm click pe Share, apăsăm pe Embedded on your website și copiem codul iframe. Ne întoarcem la prezentare și dăm paste. A fost adăugat din nou în prezentarea noastră. Dăm click pe vizualizează și după cum puteți vedea, atât Word Wall-ul cât și Learning Apps-ul a fost adăugat în livresc. Haideți acum să vedem cum adăugăm în Blogger, Learning Apps sau Word Wall. Din nou, ne ducem la Blogger, draftblogger.com. Putem da o postare nouă sau să edităm o postare. Acum eu o să editez o postare. Ce trebuie să facem aici ca să inserăm un Learning App sau un Word Wall? Mergem în partea stângă și punem vizualizare în HTML. Ne ducem la Learning Apps și copiem codul iframe. Ne întoarcem și dăm lipire. Apoi, exact așa, mergem și copiem codul Word Wall. Apăsăm click pe Share, Embedded on your website și dăm copy. Ne întoarcem la blog, dăm paste sau câtrele V și a fost postat atât Learning Apps-ul cât și Word Wall-ul. Și dăm previzualizați. După cum puteți vedea, atât Word Wall-ul cât și Learning Apps-ul a fost adăugat pe blogul nostru. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise, tutoriale și religie, în proiectul Curriculum Relevant Educație Deschisă pentru Toți, CRED.